Eu am căutat o grămadă pe net și n-am găsit o informație concretă despre cât costă. Vreau să fac eu cumva disponibilă informația asta, vă zic și unde am făcut lucrarea și tot. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și sunt alături de doamna Venina. Buena. Nume de scenă Venina, mamă cum sună asta. Mai friendos, în acest car vlog, așa cum v-am spus pe Instagram, o să vorbim despre caseta de direcție, despre recondiționarea ei, iar la final o să vă zic cât costă, sau nu neapărat la final, undeva în timpul acestui video. Și vreau să fac acest lucru pentru că, unu, vreau să vă spun care e reacția mea după ce am făcut operațiunea asta, pe lângă alte reparații la mașină, și este practic al doilea drum pe care îl fac acum, în afară de cel de când am adus mașina acasă de la service, și fac acest lucru neapărat. Vreau să menționez prețul casetei de direcție, prețul pentru recondiționarea casetei de direcție, de fapt, pentru că eu am căutat o grămadă pe net și nu am găsit pe forumuri sau așa o informație concretă, am mai găsit informații din trecut. Nu am găsit o informație concretă despre cât costă, pentru că în principiu prețul e cam același pentru orice mașină, fiindcă, na, casetele de direcție hidraulice funcționează la fel toate și, na, trebuie să o dea jos, să o recondiționeze, să o pună la loc. Da, vreau să fac eu cumva disponibilă informația asta, vă zic și unde am făcut lucrarea și tot. Bun, deci acum am luat mașina de la service. Da, este... Clio Sport? Nice! Ai văzut Mazda asta? Nu, care Mazda? Uite, Mazda 3 în fața, just în fața noastră. Nu, nu am văzut. Îți place Mazda 3? Îmi plac stopurile. Da. My friendos, vreau să vă zic din start că am băgat o grămadă de bani în tigaie. În tigaia mea. E 46, 2003, 320 diesel, 150 de cai, automat. Cred că asta e toată descrierea mașinii. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Ca să nu, să știe toată lumea, să nu mă mai întrebați în comentarii ce mașină am dacă nu ați urmărit și car vlogurile anterioare. Totodată vă invit pe Instagram, cei mai tare abonați mă urmărești acolo și vă invit cu drag să o faceți și vreau să vă invit și să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și să dați un like dacă vreți să mai facem car vloguri. Bun. Primul drum, sau mă rog, prima dată când m-am urcat în mașină, ca să o luăm cu începutul, băi, am fost impresionat maxim. Dacă țineți minte car vlogurile vechi, car vlogurile, bâlbă, anterioare, primele car vloguri, acelea când am luat mașina și erau primele mele zile cu mașina și v-am prezentat-o și practic acolo sunt oarecum primele mele impresii despre mașină, am zis din start că nu-mi place direcția la ea și am zis că e foarte moale, că nu se simte cum trebuie. Eu când am luat mașina, am știut următoarele lucruri. Să îi schimb la un moment dat, nu în viitorul foarte apropiat, dar nici foarte îndepărtat, frânele, discuri și plăcuțe pe față. Să îi recondiționez caseta de direcție la un moment dat, pentru că curge, dar încă merge. Adică, na, nu avea probleme de joc sau chestii de genul ăsta, ci pur și simplu curgea și la 2-3 luni trebuia să mai umpli cu lichid. Și a treia chestie, softul, să-i fac soft, chestie pe care încă nu am făcut-o. Dar ce vreau să vă zic este că nu mi-a plăcut și vă invit să vă uitați la acele vloguri dacă nu le-ați văzut, dacă sunteți noi pe canal sau I don't know. Ei bine, prima reacție când m-am urcat în mașină a fost Oda. E direcția acum exact cum îmi doream să fie. E direcția dură, efectiv, te simți în control. Eu m-am obișnuit cu mașina și mă simțeam că e în control, dar volanul era moale. Inițial nu mi-a plăcut, cu timpul m-am obișnuit, dar acum e direcția aia pe care eu o căutam atunci când am luat mașina. Și bun, în afară de recondiționa caseta, ce am mai făcut eu la mașină între timp? Păi, am schimbat cauciucurile, am recondiționat jantele și am făcut geometria, pentru că am văzut că anvelopele vechi erau uzate inegal și prost și trebuia făcută geometrie la ea. Ok, am făcut chestiile astea atunci. Am văzut că caseta curge destul de rău, nu curgea pe afară, nu vă gândiți că mașina am lăsat pete de lichid.
pe pod, da, 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 pe pod o luăm. Eu mereu mă duc din inerție în partea dreaptă pentru că pe acolo o iau de obicei, dar de data asta trebuie să merg pe pod pentru că merg către un prieten acum. Am puțină treabă și trebuie să o luăm în altă direcție față de drumul pe care îl facem noi în mod obișnuit și regulat și toate cele. Da, cum spuneam, nu curgea foarte rău, dar în orice caz când am făcut geometria, mi-au spus băieții, uite, ai o bieletă îndoită și chiar aveam o bieletă care era îndoită, în loc să fie dreaptă, era așa și m-am speriat așa când am văzut să zic, what, cum s-a făcut asta așa, frate? Ok, iar în burduf, la bieletă, era o grămadă de lichid, deci ea curgea pe acolo direct în burduf și se strângea acolo lichidul. Bun, care e storyline-ul, că nu-mi dau seama. Ok, în afară de recondiționat caseta, oamenii la servis, le-am zis din start, știu că am o bieletă strâmbă, știu că s-ar putea să fie nevoie de capete de bară, ei oricum nu mi-ar fi acordat garanție până nu schimbam acele piese și aveam varianta ori să le schimb la ei, ori dacă nu vreau să le schimb în alt, mamă, dar nu, dar cum s-a băgat nenea asta, băi, cu Logan Vanu, wow, n-am văzut, da, chiar n-am văzut, dar așa, dacă nu voiam să o fac la ei, mă duceam la alt servici și mă întorceam la ei, făceau o inspecție, vedeau că am schimbat piesele pe care doreau ei să le schimb ca să mi se ofere garanția și cam aia era. Bun, acum e timpul să mă bag și eu, în sfârșit după jumătate de an. Eram într-o poziție proastă, trebuia să mă plec foarte mult ca să văd în oglindă. După cum vedeți, o poziție mai nefirească la volan. După cum vedeți, am lăsat camera să bată un pic mai în jos ca să vedeți mai mult din bord și ce se întâmplă pe aici, picioarele mele, habar n-am, decât să vedeți plafonul, unde nu se întâmplă nimic pe plafon, știți cum? Na, se vedea în vlogurile anterioare mai așa, să zic. Și na, nu cred că era de ok. Și cred că așa se vede mai bine. În fine. Într-adevăr, m-au sunat oamenii. Eu am fost la servis la Tureal. Pe ei am găsit pe net, păreau foarte serioși, undeva în zona Giulești, destul de multe, sau de fapt nu destul, foarte multe review-uri bune și în fine, i-am sunat, i-am întrebat cât costă, am zis ok, eu vreau să fac revizia la mașină înainte, gen ulei, filtre, nu, tot nu găseam mecanic la fiecare servis la care am sunat, deci nu știu, mi-a dat un prieten în servis, am fost la el, avea elevatorul stricat, zic ok, revin cu telefon săptămâna următoare când mi-a zis el. Săptămâna următoare n-am mai putut să-l sun pentru că am avut treabă și n-am avut timp să mă ocup de treaba asta. Peste două săptămâni îl sun și zic, salut, sunt băiatul care a venit la tine și avea elevatorul stricat și mi-a zis să revin cu telefon. Am avut niște treabă, n-am putut să revin, dar vreau să vin la tine să-mi schimb uleiul. Mi-a zis 150 de lei, filtre, ulei, habar n-am. Și ce îmi zice? La telefon. Băi, eu acum sunt la garaj, azi strâng toată șandramaua, mâine eliberez că închid aici. Deci, ăsta e norocul meu. Avem Tesla în față, dar se pare că avem o Tesla în față. Tesla, cine e fan Tesla? Eu nu sunt. Dar da, poate avem pe aici fan Tesla. Mamă, cum e direcția, frate, e genială. E genială, e tare, e super, super ok. Te simți mult mai în control. Și totodată o să mai povestesc o chestie. Așa, să continui povestea că deja m-am lungit enorm, enorm, enorm de mult. Bun. I-am sunat, mi-au zis prețul pentru recondiționarea caseta. Mi-au zis dacă mai e necesar să schimb alte piese, o să mă sune, îmi fac o ofertă, ori o accept, ori nu accept, e treaba mea, nu e nicio problemă, nicio supărare, nimic. Ok. Prețul ca să recondiționez caseta de direcție, prețul estimativ în cazul în care nu exista o problemă majoră, gen să fie componente în ea care nu se schimbă, nu există în kit de reparație și așa mai departe, și efectiv să, na, să trebuiască luate de pe altă casetă sau habar n-am, făcute alte chestii, poate la strung, poate habar n-am, rectificate, cine știe. Ei bine, 1428 de lei, iar reparația mașinii m-a costat în total 3452 de lei. Un preț foarte mare, dar hai să vă zic de ce. Ei bine, caseta a fost doar 1400 de lei. Ei că m-au sunat, mi-au zis, am mai găsit niște piese care ar fi recomandat să le înlocuiți. Băi, foarte de treabă, oamenii geniali. Într-adevăr și prețul pe măsură și toate cele, dar ai garanție și ți se oferă o calitate.
da, este un serviciu de calitate. Când se vorbește frumos, când are lumea răbdare la telefon și așa mai departe și îți explică și îți spun că, domne, punem piese de calitate, nu punem piese nu știu de care, nu punem piese de nu știu de care, punem piesele care știm noi că funcționează cel mai bine cu marca dumneavoastră de mașină și așa mai departe. Toate chestiile astea mi le-au spus ei și jos pălăria pentru tot serviciul lor. Bun, m-am pus cam, cam prost. M-am pus cam prost și vreau să-mi bag și eu acum o sălică. Am crezut că m-a lăsat și pe mine. M-a lăsat până la urmă. M-am băgat cu japca, ce să fac? Și el se băga cu japca, dar el se băga cu japca în spatele meu când eu vreau să mă bag și eu cu japca. Cu japca, bine, nu cu japca, să-l pun pe cel de pe banda 1 să dea cu nasul de bord să pună frână, Doamne ferește, cu japca în sensul de să mă bag rapid să nu-l încurc. Ok, da, mi-au zis, aveți capetele de bară care au joc, aveți bieletele într-adevăr care iarăși au joc, nu mi-au zis că sunt strâmbe, că e una strâmbă, probabil că nici nu le-am mai păsat de treaba asta fiind cu joc, dar jocul nu era mare sau ce, nu vă gândiți că aveam un volan, nu se simțea sau poate că na, era un cumul de defecte, inclusiv caseta care pierdea lichid și nu mai era atât de fermă și așa mai departe, dar da, și ce-mi zice? Și am mai găsit doi pivoți care au joc și ar trebui să schimbați brațele, adică basculele, ok? Și zic ok, și care este oferta de preț? Păi și îmi zice omul, 298 de lei mi se pare capetele de bară plus bieletele de direcție, gen pe o parte, da? Unu cu unu pe fiecare parte, deci 298 ori 2. Asta era prețul pentru piese pe partea de direcție. La articulație sau suspensie, articulație, habar n-am, basculele, sincer să fiu, nu mai știu cât erau, 900 și ceva de lei două bucăți. Și iarăși mi s-a părut scump inițial. Și am zis că ok, fac și eu niște calcule și revin cu un telefon imediat. Ei bine, eu puteam să iau toate piesele după ce am dat un search pe net după ele rapid, în principiu cu vreo 300 de lei mai ieftin. Asta însemna ca eu să plătesc doar recondiționarea casetei la ei și să iau mașina, ei să-mi pună pe casetă piese defecte, mă rog, piese uzate, piesele mele vechi, iar mai apoi eu să mă duc la alt servis, să caut servis când eu trebuie să plec în concediu și toată lumea are servisul închis, toată lumea a dat faliment, toată lumea a plecat în concediu, toată lumea, nu știu, băi, ori e full de programări, ori s-a închis servisul, habar n-am. În fine, da, însemna să fac chestia asta, să găsesc un servis până plec în concediu, adică până peste maxim 2 săptămâni, să mă și programeze, să-mi și schimbe piesele, să aștept și după comanda de piese să-mi vină. Deci dura o grămadă chestia asta și puteam să ajung cu mașina nefăcută, să plec cu ea la drum aproape 1000 de kilometri într-o stare nu atât de bună. Sunt sigur că mașina mergea și așa la drum, dar am vrut să plec cu full încredere în mașină, nu 97% încredere în ea, gen. Și, ei bine, ce-am zis eu? Deci dau 300 de lei în plus. Dar asta înseamnă alergătură, timp pierdut, nervi, telefoane, fugit, programări, fugit de colo-colo, nu știu ce. Iar mai apoi trebuie să mă întorc la ei ca să-mi facă iarăși acea constatare că am schimbat piesele, probabil. Nu mi-au zis că nu vă dăm garanție dacă nu schimbați astea, dar așa mă gândesc că ar fi normal să nu-mi dea. Adică eu, unul, dacă aș avea servis, nu mi-aș fi dat mie garanție la mașina asta dacă nu schimbam acele piese pentru caseta de direcție, gen, nu, să recondiționez caseta și să dau garanție, eu n-aș fi făcut asta. Presupun, ei nu mi-au zis chestia asta. În fine, da, și am zis, ok, și pe lângă asta mă costă și geometria, pentru că eu, în recondiționarea casetei, sunt mai multe chestii, gen, 1400 de lei, preț demontat, montat la loc, recondiționatul, apoi verificat de instalație, de servo. Stați așa un pic că este unul de-al meu aici cu motorul. E un nene mai bătrân, cred. Ce are? Transalp? Nice. Bun, cum spuneam, ar fi în prețul ăsta ar fi inclusă și geometria, pentru că bineînțeles că dacă ți-au dat caseta jos de pe mașină și așa mai departe, o să-ți refacă și geometria și toate cele. Și eu trebuia să refac geometria la alt service după că
probabil că nu puteam să merg cu roțile căși până la ei, sau mergeam până la ei cu roțile căși și o făceam tot la ei și plăteam iar și etică, etică, ajungeam practic la aceiași bani sau poate chiar mai mult. Și am zis, ok, facem așa, mergem la, pe piesele astea, pe varianta asta, mergem pe varianta voastră, piesele voastre, tot, mărci, ok, bascule, Febi, eu am pus Febi și la Ford, le-am schimbat eu personal pe alea, eu, gen, nu eu personal, că le-am cumpărat, le-am schimbat eu, eu am reparat mașina, și, hopa, capete de bară, bielete de direcție, tot ce înseamnă pe direcție, Lamforder, care am înțeles că nu mai sunt așa de calitative ca pe vremuri, dar în fine, nu contează. Ei au zis că sunt ok, vorbele că nu mai sunt atât de calitative sunt de pe la cunoștințe. Dacă ei au zis că sunt ok și că iau service și că ei pe piesele astea dau garanție, why not? Și le-am zis, de fapt, prețul era 3300 de lei, ceva de genul ăsta și un pic. Și le-am zis, ok, da, nu vă supărați, eu caut un service de nu știu cât timp să-mi fac și o revizie a ulei filtre și le-am în portbagaj și nu găsesc, nu se poate, dacă mergem pe varianta asta, să-mi schimbați și mie uleiul, dacă vă rog, că eu nu știam că îi fac și revizii. În principiu, da, trebuia să mă prind că fac și revizii, dar mă rog, nu știam că fac și revizii, îmi scria mecanică ușoară, da, în fine. Și ce le zic, nu se poate să facem și revizia, îmi pare rău, nu am cum să comand de la voi piesele, pentru că eu le-am luat deja, dar nu găsesc service, piesele sunt în portbagaj. Da, sigur, 119 lei, ce poftim, 119 lei? Păi stai un pic, am fost la un service de cartier, un service super mic, și îmi cerea, o să mă opresc undeva aici, pe stânga, ok, îmi cerea servisul 150 de lei. Serios? Da, facem. Vă rog frumos, faceți-mi tot. Și acum mai am doar de făcut să mă duc eu în service la mecanicul meu, să-i fac o verificare generală iarăși, pe la rulmenți, pe la flanșele de amortizori și așa mai departe, să știu ce mai e de schimbat pe viitor, pentru că momentan, parcă mai simt câteodată că bate ceva în stânga, dar nu sunt sigur ce-ar fi, dar oricum o să văd și asta înainte să plec în Grecia, de mers, e de mers cu mașina, adică nu am nicio frică să plec la drum cu ea, nu că înainte aș fi avut vreo mare frică sau ceva de genul ăsta, dar în principiu am făcut tot. Deci am făcut tot și am scăpat de tot și am făcut toată chestia asta dintr-un foc. Cum a decurs totul? M-au programat următoarea zi, eu am vorbit luni, m-am interesat. Marți am sunat să mă programez, marți m-au programat pentru miercuri, la 9 dimineața, 9:30. La 9:30 eram acolo, am predat mașina în câteva minute, am lăsat talonul, cheile. Mi-au zis că poate fi gata până la ora 5:30, pe la... După o oră trebuia să mă sune să îmi zică ce au aflat la constatare și să-mi zică prețul pieselor și dacă e ceva de schimbat și bla bla bla, adică cum m-au sunat ei. Ei bine, m-au sunat după vreo 2:30 într-adevăr și au cerut scuze că au avut probleme cu sistemul sau ceva de genul ăsta, cu internetul, nu mai țin minte. Și după toată treaba asta mi-au zis că ok, dacă sunteți de acord cu piesele, mașina intră în lucru și va fi gata ori seara asta, deși... am avut probleme și s-a cam decalat un pic programul, dar mâine la 2 maxim este gata complet. Și zic ok, din păcate mâine, joi, eu nu pot să o iau dacă e după 2. E seara după 6 când puteam eu închideau și am zis să o iau vineri. Pot să o iau vineri? Da, nicio problemă, sigur, etică, etică, etică. Și zic ok, iar azi dimineață, joi, la ora 9 și ceva, spre 10, m-a sunat doamna de la recepție să-mi zică că mașina e gata și că pot să vin să o iau. Genial! Am garanție la tot ce au făcut. Am dat, efectiv, am dat o sumă, au făcut ei, da, fiind un service, e normal să aibă prețuri mai mari, fiind un service mare, și au făcut ei profit 300 de lei, eu zic că am ieșit mai bine decât dacă alergam eu, pentru că nici nu am timp în perioada asta, sunt foarte aglomerat și ar fi fost haos mare să alerg eu după piese, să caut service, să nu știu ce, după aia iar să alerg la geometrii, iar să alerg la constatări ca să-mi dea garanția și așa mai departe, și na, eu zic că am ieșit bine. Merge genial mașina, îmi place super mult, uleiul, iarăși am ulei proaspăt, Doamne ajută, ce să zic, e pregătită de drum, vreau să mai văd cu rulmenții și să știu ce mai e de schimbat la ea, pentru că vreau să o aduc așa pe o linie de plutire, ca să zic, și după ce o aduc pe linia de plutire, atunci
să știu că am scăpat. Pentru că știți care e chestia, nu e vorba că am problemă că ar avea ceva mașina, ci îmi stă pe cap să știu că nu e ceva făcut, știți? Și îmi place să le fac să fie toate gata. Și na, uite cum am făcut la Ford, am desfăcut jumate de mașină, suspensie, articulație, am schimbat tot eu cu mâna mea. Într-adevăr aveam mai mult timp, atunci aveam și unde, puteam chiar și la bloc, nu zicea nimeni nimic până când au început vecinii să cheme poliția că și-a desfăcut un vecin puțin motocicleta să repare ceva la ea și și-a spălat-o un pic la ligian în fața blocului. Adică, na, bine, asta cu spălatul în fața blocului nu înțeleg de ce a făcut-o, dar... cu preparatul e de înțeles, adică până și la mașină mai verifici câteodată, ridici capota și verifici un ulei sau poate, nu știu, schimbi o baterie, știi, e ceva firesc, să chem poliția pentru așa ceva, nu mi se pare normal, dar mă rog, în fine, cam așa cu car vlogul. Îmi pare rău că nu mai suntem în mers, dar am ajuns aproape de destinație și nici nu vreau să vă arăt exact locația lui, nu o să-i dau numele ca să nu se știe cine, ok. Dacă v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii. Dacă considerați că a fost prea scump, argumentați în comentarii de ce. Dacă vi se pare că e un preț bun, iarăși argumentați în comentarii de ce. Vă repet, dacă adunam toate piesele, toate manoperele, toate așa mai departe. Apropo că n-am zis de manopera de la bascule, 300 de lei amândouă și pe o parte și pe alta, ceva de genul ăsta. Chestie care se practică și într-un serviciu normal, deci nu au avut prețuri cu mult mai mari sau ceva pe manoperă față de alte serviciuri sau ceva, chiar oameni decenți. Singura chestie, dacă aveți E46, am aflat și eu acum, 320 diesel, nu vă luați 6 litri, pardon, de ulei, luați-vă 5 în recomandări pe la configuratoarele astea de ales, mă rog, picărele astea de uleiuri, habar n-am, îți spun oamenii că are nevoie mașina de 5,5 litri, când de fapt în realitate oamenii au avut nevoie de bidonul de 5 litri, iar în spate, în bagaj, mi-au lăsat uleiul, na, un bidon de 1 litru sigilat, nu s-au atins de el pentru că în mașină nu încăpea mai mult și gen au pus 5 litri și e pe maxim, pe jojă. Și m-am interesat și eu după la mecanicul meu, care acum e în concediu, și mi-a zis că, băi, da, nu, 5 litri intră, nu trebuie să iei 6, atâta intră în ele. Na, mecanic care face doar BMW-uri, service doar de BMW-uri și așa mai departe. Deci, da, o zi cât mai bună, follow pe Insta, OneFlash0, puteți să vedeți și mașina în poze acolo, să vedeți pe exterior cum arată. Acum este foarte murdară, dar sper să ajung într-o noapte la spălătorie, pentru că ziua n-are rost să mă duc să o spăl, că imediat se usucă spuma pe ea, fiind foarte cald. V-am pat, ne auzim. Papa!